scoasă, lăsat în locul ei scobitura aceea care este exact sub formă de piramidă. Patru pătrate de acestea și fiecare dintre 25, nu? 4, 25 fac 100. Și minus, și plus are laterală acolo. El îmi dă aici așa numai 2 de 50. Da. Da. Două suprafețe laterale. Exact. Și acelea două care nu le-am vopsit. Nu le vopsim, că sunt date deoparte. Exact. Da, hai să vedem. Bine, cum trebuie. Volumul îndepărtat. E, aici luăm volumul total, nu? Da. Avem volumul cuplului, scădem volumul la radou. Deci volumul îndepărtat. Da, dar mai îndepărtat. Ce îndepărtat? Nu mai are de două ori. Pentru ce facem așa? Avem volumul cuplului și scădem cele patru piramide. Că avem șase piramide, nu? Deci volumul îndepărtat. Ce am îndepărtat? Asta am îndepărtat. Două de astea. Volumul ăia și facem ori doi? Ce îndepărtat pe mine? Mama Marie și domn profesor. Ce treabă aveai cu cubul și cu patru ființe? Dar și să fac în scădere. Păi, minunat. Gândiște. Am îndepărtat și cu asta celălalt. Adică astea două. Deci volumul. Îndepărtat, chiar să zicem, volumul îndepărtat egal de două ori volumul lui QABCD. Face de două ori. Cu cine egalul are volumul piramidei? Area bazei. Area bazei. Deci vine egal cu 2 cu 2 de aici se va 125 supra 3. Deci volumul corpului îndepărtat este 125 supra 3, dacă ar fi metri centri, metri cub și așa mai departe. Bun. Ce? Volumul piesei. Ai cu total. Adică volumul piesei ce înseamnă? Adică și toate astea ce înseamnă? Aria totală, minus aria. Eu nu înțeleg. Volumul piesei care... E total, nu? E toată... Dar ce caută cu aria, mă, că e volumul? Volumul, da, volumul am văzut și mă gătesc. Dar volumul piesei înseamnă volumul minus ce am depărtat, nu? Exact. Uitați, domnul profesor, de la cum i-am vopsit scobitura. Da, am înțeles, am înțeles. Vedeți, îi vopsesc și dacă vreți spețele laterale, da. Imediat, dar să le arătați, da. Că poate așa văd cu ei. Da. Deci, poate înțeles și ei, uitați, am vopsit scobitura, ca să vadă că dacă am vopsit, înseamnă că am dat vopsea și pe acolo. Deci, pe în interior s-au vopsit cele câte? Una, două, ia trei, patru. Ia uite, de la o piesă, ca să vezi, și și eu de la lateral trebuie să vopsesc acum, și din afară trebuie să vopsesc. Da. Cele patru grâni la trei. Avem cartofi buni și creta. Așa că am înțeles acum că volumul depărtat este 125 supra 3. Și? Cădem din volumul total al cubului, volumul depărtat.
Asta este. Deci punctul C, volumul piesei, egal cu volumul lui A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, minus volumul îndepărtat. Și este egal cu volumul cubului cât este. Adi? Formula, da. Îl răscolește acolo, doi, care-i formula? Și dacă nu știi. Iarea bază înălțime, e volumul, nu? Totdeauna, iarea la 1 din 4 pietre, iarea bază înălțime. Da. Baza, baza este ce? Pătrat. Aia pătratul este? E la 25. E la 2. Și înălțimea? A, a, 3. Adică cât? Adică 5. Tot plâie. Adică la 3-a. Deci la cuvinul la 3-a, da? 25. Da? Deci vine 25 ori 5, adică 125. 125 plus 125 supra 3. Deci, face... Aplicăm 3. 3, 3 de astea scăzătura face 2 ori 125 supra 3. Adică face 250 supra 3. Centimetri cubi. Centimetri cubi. A fost pe ce zile. Și mai de? Ia să vedem. Atât. Am avut de lucru. Și de ce? Pentru că ei nu au făcut niciodată așa. Și vedeți, ei apar la o nouă imaginație. Nu-și închipui, domnul profesor. Se închipui. Nu au imaginația asta. Da. Că dacă scopiești, trebuie să-și vopsești. Păi, și locul care a rămas este identic cu alea laterală a corpului care ne-a îndepărtat. Pe care l-ai scos, exact. Acum ai invat o lecție, acum, cu ocazia asta. Da, da. Scopitura e tăiat așa frumos. Ce e scos, ce-o rămas este copia fidelă a corpului respectiv. A spus că nu merge, dacă că a putea să obțin că nu sunt totuși, nu sunt șase feții pictate, pentru că Q a prim, pe prima B în piramida aia, dacă vă dați puțin, Q a prim A, B, B prim. Q a prim A, B, B prim. A, B, B prim. Dacă îl luăm pe toate așa, în ale A, A prim Q, B prim, avem nevoie de ea și o putem pune în, în fața aia, A, Q, A, Q, A prim, B prim, da. Și Q, A, B, o punem în fața de jos, da. Iarăși. Da. Păi, deci nu sunt șase fețe pictate, numai, adică cine mai rămâne, deci numai două, ălea de aici, nu? Una roșie și cu cea una albastră din partea cealaltă. Și dacă le luăm peste de aici, mai rămân numai două. Care nu-s pictate. Da, numai două, nu-i așa? Nu, patru. Două. Păi, eu am spus... Eu am spus că nu toate fețele sunt pictate. Așa. Și, dar nu știu de ce mă duci tu, că acolo mă înghesui în niște discuții care nu sunt relevante. Păi... N-au nicio legătură cu problema asta. Păi da, și dacă le-am spictate, nu poți afla numai area totală a piramidelor, alea două aici, sunt de a... La primul punct mă refer. Da, la primul punct am. Pentru A, iar aici. L-am rezolvat. Da, și... Sau poate și altele, ea zice. Cum? Asta vă întreb. Alea două, a, Q a prim de prima D, cu Q B prim C prim B C. Să aflăm area totală la alea două. Când scoți piramidele cele două, da. Când le-ai scos, rămân niște scobituri. Păi da, și le prind în alea două piramide. Le prind, prin fața... Dar ce cauți după acelea? Dar ce dacă mai ai cu ele? Deci, din interior, dacă cine am obținut. Care solid acolo. Da. Au cele patru care rămân piramide, ele se leagă câte o față, se sprijină pe alta, da? Doar de jur împrejur pe două se sprijine, își fac corpul comun, iar pe partea cealaltă le rămân deasupra acele triunghiuri care se tare piramide și astea și acelelalte. Deci corect sau nu? Ce zic e corect? Că la punctul A, de două ori aia totală a lui Q a prim de prima de? De două ori a lui Q a prim A, D de prim. Q, A, A prim, D de prim. Așa.
Păi ori fac asta, ori de două ori iau în QABCD, e tot acolo, dar n-am înțeles și mă duc la ceea care... Deci ori spun de două ori iau în QABCD, de două ori QBCC'B', de două ori QB'C'D'A, de două ori QD'C'C, de două ori Q... De două ori oricare din piramidele, că toate piramidele cele sunt egale. Da, deci la punctul A era corect, cum a zis ei. Nu, mă, Miruna, asta se explică poful, deci domnul profesor... Noi sunt concluie de toate. Da. Dar concluie în afară de două ori acelea, da, înseamnă și fețele laterale. Deci eu vopsesc fețele, uite aici. Eu vopsesc fețele laterale, deci are laterala cubului. Am mai trebuit să vopsesc. Da? Da. Și ei vor să vopsesc toată piesa. Nu te ajuns că am vopsit aria laterală a cubului. Am dat cuta insula. Trebuie să vopsesc și aceste... Eu nu înțeleg ce mi-a răsut. Cum să nu înțelegi? Da. Fie cu așa. De ce ții... te ții legată de rezultatul acela? Că doar asta te mână. Nu neapărat. Pur și simplu, ea a făcut așa, domnul. De-aia o să țin așa, vă zic eu. Exact. I-au făcut, ar fi făcut așa. Nu înțeleg ce ar fi corect așa și dacă îți mai am zice că e valoarea națională așa, nu știu dacă ce care se poate. Dar trebuie să te gândești, mama, logic. Mă gândi logic. Deci, haideți să... Domnul, bun, hai să vedem care e logica ta. Corect. Ia de ascult. Deci, folosim corpul. Da. Peste tot. Da. Pe unde folosim? Îl folosim peste tot, mai puțin la piramidele. Mai puțin la? Da, adică vopsim corp din corpul ăla tot. Din tot corpul, da. Din toată taria totală a cubului, minus... minus Q a prim, de prim a... De ce minus, de ce minus Q acela? Pentru că avem patru piramide, așa. Una aici, una aici, una aici și una aici. Una aici, una aici, una aici, una aici. Uite. Dar numai că ăla șasii care ține dumneavoastră QA prim pe prima B, îs puse, fețele astea sunt prinse aici. Sunt prinse în ăla două care le scoatem afară și astea două sunt prinse unde zic eu. Ok, sunt prinse, dar asta laterală rămâne? Asta rămâne. Trebuie? Păi asta o zice, domn profesor, că are lateral la cubului trebuie. Că vorbim de are laterală. Asta zic și eu, mă. Te rog. Deci, aia, dacă facem din aia totală a cubului minus de două ori Q a prim de prim, Q a prim de prim, corect sau nu? Nu. De ce? Deci aia totală a cubului. Da. Ce înseamnă aia totală a cubului? Asta. Înseamnă aria bazei, adică 25, adică 25 plus... Înseamnă cele șase fețe, da? 4 și cu 2, 6. Da. Da. Area totală înseamnă de 6. Area laterală cu de 2 ori area bază. Sigur că da. Area laterală cu cubul. Da, cu de 2 ori area bază. Cu de 2 ori area bază. Area bază e îndepărtată. Așa. Și minus piramidele. Și dacă e îndepărtată, tu nu vopsești înăuntru, mai faci tot minus? Da, păi... Mai area bază eu îndepărtez. Nu, domn profesor, mai area bază eu îndepărtez de 2 ori. Deci în area totală, cum vrei tu, a cubului, noi scoatem două fețe. Că le scoatem A, B, C, D, cu A, prim, prim, ce prim, de prim. Deci o îndepărtez de două ori area bazei, o îndepărtez. Nu vopsești. Vopsești area laterală a cubului, logic acum. Plus, vopsești și interiorul la scobituri, că ai scos piramida. Asta și asta, mama. Aia o vopsești, dar aia pui plus, nu pui minus. Nu, domn profesor? Sigur. Nu înțelegi? Deci tu vopsești, deci din area totală, uite aici. Dar nu înțeleg, dar nu-i mai greu. Deci, din area totală, de ce te vezi din area totală? Nu înțeleg, dar merg pe asta. Pe când, după scoatere, ai îndepărtat fața asta deasupra. Mm-hmm. Este aici, este aici. Și asta de jos e îndepărtat. Este aici, da? Aici și cealaltă parte cealaltă. Mm-hmm. Ei bine, au rămas mai patru astea de vopsit. Adică are laterală. Are laterală a cubului, cum s-a zice. Exact. Are parte pietrul, dacă are. Acum, a cubului, dar de patru ori, aici, aici, cea din spate și cu asta. Dar ar fi să mă leg de aria totală minus ceva, ar fi aria totală minus aria laterală, ca să aflu ăla? Aria totală a cubului, minus de două ori aria bazei, asta minus, dar plus
area laterală a celor două piramide. Nu dau promesă? Și bucă. Are total minus două ori area bazei. Minus din două ori area bazei, dar plus... Vezi? Facem o discuție atât de filozofică, pentru că tu ții de ceea ce înseamnă scazi, să scazi ceva, să scazi. Din total să scazi. Dar nu vrei să vii aproape de discuția noastră, să înțelegi că după ce au fost îndepărtate, au apărut niște găuri deasupra și o altă gaură de desubt. Da. Și acum, nevopsit avem și lateral. Lateral acolo. Așa. Două ori lateral acolo. Deci două ori. Că e una de sus, una de jos, nu? Aici poți să o iei una, ce tine, nu vopsit. Păi, mai avem două piramide. A, tu am mai două procente de area laterală a cupului și tu zici de area laterală a piramidei, care o scoate. Hai să vorbim, gândește la ce zice domnul profesor, la ce vrei tu. Deci, ai un cup. Și domnul profesor îți zice, după ce ai scos cele două piramide, trebuie să vopsești area laterală a cupului, cutia, da, și scobiturile. Și găurile pe care s-au făcut și pe parte, și de sus, și de jos. Asta înseamnă să vopsești toată piesa. Păi și unde mai rămâne trunghiul A prin OA, de exemplu? A prin... OA. Q. A prin... Q. A prin QA. A prin QA, triunghiul acela, este lipit de triunghiul care vine din fața asta altă, de... ce triunghi mai vine? Bă, dar mă obosești foarte tare, da, da. Pentru că tu te frământă ce rămâne. Nu vopsești pe acolo, decât o parte din ele, din piramida Q, A, Q, A prim, A, D, D prim, care rămâne. Da. Din aceea care rămâne, tu vopsești doar pe D prim, A prim, O, da, triunghiul ăsta, D prim, A prim, O, și mai vopsești și triunghiul A, Q, D, pe fața asta, ai tu D. Da. Dar nu te lua pe toate piramidele aceea și ce rămâne, ce vopsești, ce rămâne legat. Ci te interesează că după îndepărtarea corpului piramidei, ce ți-a rămas este exact forma asta, Q, A, B, C, D, formată Q, A, B, C, D, care ai scos-o, a rămas copia ei. Când doar a fost, ai vezi cum cu lama și aia de exact figura aceea. Aha. Da? Și copia fidelă a găurii, a găurii este dopul. Păi dopul ăsta. E dopul. Și dacă le-ai dat dopul deoparte, ce-a rămas e forma dopului. Da? Forma dopului. Și acum, eu ce să mă mai frământ ce-a rămas, care e de unde, e dincolo, nu știu ce. Că e pe fața asta, că e pe fața cealaltă. Deci noi de cum am rezolvat? Noi am rezolvat așa, am luat area laterală a piramidei. Laterală a cubului. Așa. Plus area laterală a piramidei, nu din două. Plus două area laterală a piramidei. Da. Păi simplu. Tu făceai efortul să vezi și trebuie rămas acolo, ce care sunt rolziți, de care îl vopsesc, care nu îl vopsesc. Nu mă interesează. Dar mai mult ceva. Da? Deci mă interesează că e topul. Ăsta e topul. Și copii fidele, gaura cu dopul, că dacă le-ai tras, atunci e perfect așa, da? Bun. Sigur că muncim la câte ori probleme de asta, dar încercăm să înțelegem fenomenul, că dacă nu înțelegem, plecăm de aici și sunt lucruri neclare, altă dată când apare probleme de asta, se poate întâmpla nu să nu fie forma asta, să fie sub formă de cornă, cum e cepul, amândoi. Trebuie să înțelegi, ce scoți. S-a tras acolo, ce-a rămas, a rămas plinit de cornă, a fost cepul, copii, razele, se păstrează. Așa că sper că am rămânit. Tu te regai să vezi ce trebuie eu vopsesc și din cele care au rămas. Nu, eu aici am putut, am putut să-i fac așa și din stație. Asta vine vopsită, care sunt înțeleagă. Da. Uite, ce vine vopsit. Ui. Da. Dar acum știi că acoperit, de ce m-am ferit să-ți fac așa. Dar e asta vopsită, practic. Da, dar eu vreau să vad ea că, vezi, vopsită m-am.
Și asta e poftită. Uite. Lăsați-mă poftită. Un pic. Uitați. Deci, asta e vopsită și pe interiorul lucrului. Rămâne asta laterală toată, s-o vopsesc eu. Asta trebuie s-o vopsesc, tot ce vezi cu roșu și tot ce vezi cu albastru. Pigaura din jur. Și are laterală lucrului. Asta trebuie s-o vopsesc. Deci, tu nici nu trebuie să-i faci niciodată. Exact, nu vreau să-i crești. Dar nu știi ce să vopsească. Simți o practică așa, se dezvoltă dacă ești pus la diverse activități. Exact, și-o stați copilul să copilească clar. De timpuriu, vreau să spun. Am spus cum să la. Nu știu, un din atitud la cineva, cine are gat, la vopsit. Vezi, mergi de stradă, trebuie să vei, ai un gat. Nu, ai nevoie de vopsit, spuneți. Da. Cutia la urcata, la cușca, la păsări, ceva. La cățel. La cățel, la ceva, trebuie să o pun mă împătător, că am făcut așa cum ar. Și a doua problemă. Da. Olivată cu pom, ca în figură, vă dau imediat, are pe zona triunghiulată de aici, iar pe zona majorată al unui. Are egalul de trec. Uitați, figură. Deci, într-un unghi îi place, am văd aici. Așa, deci figura este în felul ăsta, un unghi de la lateral, ABC. Iar două semicercuri, pe fiecare latură, câte un semicerc. Cu centru în O1, O2, O3. Deci O1 aici, O2 și respectiv O3. Și respectiv partea asta. Dacă tu vrezi că nu mi-a spus că e triunghi echilateral și da. Nu fac problema, nu face cu răspunderea ta. Dar el îți spune că, de asemenea, vezi aceste jumătăți de cerc, poate sunt de aceeași mărime. Da, dacă e un cerc, gen și jumătate, nu? Un cerc jumătate este aia cercul ăla. Total așa va fi. Însă, faptul că sunt jumătăți de cerc de aceeași rază, așa. De aceeași mărime. Da, bine, cum e cu aceea, cum e... Asta ți-ai telefonat. Ce ai făcut? Acum am zis. Deci, pe area triunghiulară avem aici. Iar pe area hașurată avem alunii. Așa. Spune. Să se calculeze. A, să se calculeze suprafața plantată cu aici.
suprafața aici. Egal cu cine? Adică, practic, adică cine învăță volumul? Volumul sau are? Volumul sau alea se întâmplă, dacă suprafață, se scapă suprafață. A, volumul. Volumul este. Volumul. Volumul știi ce înseamnă adică? Volumul înseamnă ăsta, așa, interior. Da? Suprafața voi cere, suprafața. Pe cât se întinde, aria. Voi că, voi să știți, eu pun întrebări așa ca să vă pot știți sau nu știți ce, ce, ce vă cere? Ce? E vorba de aia în suprafeții acestea. Deci a afla suprafața în caișot, înseamnă a afla aia în suprafeții. Aia lua de ce? Ce trunchi la pe? Hai zi tu, aia trunchi la pe. Da, am făcut-o pe asta? Da. Știu, aia trunchiul echilateral? Este el pătrat, radical din 3 pe 4. Și este 3, radical din 3 pe 9. 9, radical din 3 pe 4. Centimetri pătrați. Să se calculeze suprafața plantată cu albumul. Acum volum, că strec. Păi aria unui cerc este pi r pătrat. Spuneți-mi de pi r pătrat, rău. Da, e pi r pătrat, lungi mei 2 pi r. A, da, așa, foarte frumoasă. Pi r pătrat. Și fiindcă suprafața presupune unitate măsură la pătrat, rasa ori rasa, centimetru, 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 centimetru. Dacă ai fi spus la arie 2 pi r, ai fi greșit din start, pentru că n-ai fi gândit cu atenție. Lungimea 2 pi r. Lungimea 2 pi, care e un număr real, ori pi r, ori câți metri, da? Și aia este pi r pătrat. Știm r-ul. Da. E ac pe 2. Deci este a, b pe 2, nu? Da, ac pe 2. A, b pe 2. Deci r. E ca cu A, B pe 2, la asta pe 2. Și ca cu I pe 2. I, R pe 2. Și atunci, aria... Aria cercului ăla, toate la cercul, e R pe 2. O să avem A cu aria unui cerc, plus aria unui jumătate cerc. Da. Deci P ori R pe 2, la deci 2. Aria, aria, cum spui eu, trapeții, ca aici. Aluzi, aluzi. E pi r de 3 ori pi r pătrat pe 2. De 3 ori jumătate de cerc. Ca să nu se șești. Da. Să fie limite. Așa îți zici pe un cerc și pus o jumătate. Păi nu știu dacă zici la fel. Ba da. Pi r pătrat plus pi r pătrat pe 2 cerc. De 3 ori pi r pătrat pe 2 este aceeași lucru. De 3 ori pi ori 9 2. De ce? Păi mai R pătrat, e totul pe 2. Păi mai R e la pătrat. R-ul e R pe 2. R-ul este R pe 2. R-ul e 3 pe 2. Ai dreptate, deci la 9 pe 4. Așa. Și ce 3 ori 9, 27. Este eu supra 8 centimetri. Bun, ce mai vrea? Și ce? Să se calculeze lungimea gardului livezii a Euribad, a Euribad, știind că pi e 3,14 punct. Da. Cât e lungimea unui arc de cerc? 2 pi. 2 pi? E lungimea cercului. Pe 2. Deci avem 2 pier, 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 de 3 ori? 3 ori 3,14. Face 9. 3 pe 2. 5. Da, eu e 3 pe 2. Ori aici e 3 pe 2, da? Da, da. 3 pe 2. Și face 9. Ori 3,14 supra 2. Centimetri pătrați sau? Sau centimetri. Ok, centimetri. Centimetri, sigur. Intervine doar raza aici.
Unde am foarte frumoasă. O singură etate pe sus. Așa, așa problema e de la... Așa, de la da. Satiu. Așa problema, știi, în asta e de la... Da, asta cu gardul și cu jumătăți de cer și cu asta. E exact așa de altea la asta spunea. Bădă-ți la cap. Am întâlnit așa. Pe 2, pe 3, hai să mergem și pe 3. Păi nu, din nou, vedeți, mai două sunt la subiectul 3. Atât, două sunt. Da, atât. Gata. Da. Ne ajunge, că vedeți că a fost epuizant pentru că ei își pun la bază, la, acum la... Da, în punctul de simplu practic. Practic. Este foarte greu să... Cel puțin la mea, nu mai vorbesc în lucrurile lor, dar nici ei n-au vorbit prea mult, așa că... Da, trebuie să... Ce se face? Vedeți, nu, simțul practic se dezvoltă de timpuriu, de foarte timpuriu. Adică acel dus pus la treabă pentru care el să, am să vă povestesc așa, cum veni vorba, când Cristian era în casa 7-a, eu aveam la Măinești acolo un garaj, aveam canal, se repara mașina singur, toate chestiile, aveam tot felul așa, și îi zic, hai, Cristian, să mergem să schimbăm o planetă acolo, să știi, aveam noi o piesă. Dar eu știam foarte bine că el își va da cu ciocanul peste degete. Știam asta. Și n-am rezistat să stau acolo lângă el. Am ieșit din canal, că am știut că se întâmplă așa. Dar în același timp vreau să spun, băi, știi ce? Trebuie să faci deosebire. Alegi. Vrei muncă fizică să vezi ce riscuri există? Sau își înveți? Da. Tu trebuie să decizi aici. Numai dacă te confrunți concret cu o situație de ce poți să alegi. Cât îți povesti eu cât ce greu este când faci ce nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, degete, nu știu ce, cum. Deja v-ați povestesc, dacă nu tu. Sigur că ne am apucat de să ies din canal și au... Ce vă zic, Cristi? Am dat peste de da, tu știi, gata, poți să duci acasă. Da, acasă, sigur, dar mai sunteți. Da, ai înțeles. Așa și eu vă spun. Nu-i mai dat, vă rog. Da? Hai, deci nu-i mai dat. Nu, asta vă spun. Avem altă 100 de idei. Uitați, exact asta, cu alunii cu care ieși cu primul. Eu vă aduceți aminte de mine când vă dăbea asta. Așa. Să facem orice. Bun, ne oprim aici. Mi-e frică să zic că le-o dăbea asta, după profesor. Nu știu dacă aveau înțeles, știți? Nu bea, nu bea. Ți-i frică și ții, că nici nu mai înțeles. Mă, îmi place de frică, e sincer. Eu o știu bine roșii acum. O știu bine roșii mopsești. Aia laterală a luat, aș pare la bine la cupă. La revedere, dragilor. Nu uitați de like și share. Nu uitați să vă abonați la profa mai. Și să spuneți atunci copiii. Să dea like, share și toate cele. Să spui de prof online, ca să vadă cum subopsești viețe. Nu văd că este aici. Ce prozinte, hai. Lasă-i să-i fac.